ascunsă. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Am țipat, panicat, am fugit prin ferma abandonată. Nu o găsesc, nu o găsesc. Nici în casa veche, nici în hambar. Alerg prin ferma goală cu inima în flăcări, dar mă lovesc de un morman de pământ. Mă împiedic și cad în el. Mă ridic și abia atunci realizez. Mă aplec și încep să-mi tărăsc mâinile în mod frenetic. Culeg în continuu pumn de pământ, până când lovesc ceva tare. Lemn. Ești înăuntru? Ești înăuntru? Strig, apăsându-mi urechea pe lemn. Aud strigăte înăbușite. Încep să sap din nou, dar îmi dau seama că durează prea mult. Mă uit prin jur, văd o căsuță din lemn, alerg spre ea și mă izbesc în ușă. Văd o lopată, încă plină de pământ, probabil aceeași cu care a îngropat-o. O iau, alerg înapoi și încep să sap cu un scop precis. Iar cutia din lemn este expusă complet. Arunc lopata și rup scândurile. Ea se uită la mine cu ochii mari, cu ochii mari, cu ochii mari. Legată, cu călușul în gură, dar în viață, dar în viață. Suspin ușurat. Slavă Domnului! Bag mâna în buzunar și scot batista îmbibată deja în cloroform. Mă apropii de ea și îi acopăr fața. Se zbate. Leșină. O ridic și o pun pe umărul meu. Ah, la naiba! Spune fratele meu geamăn, în timp ce mă întorc la mașină cu un zâmbet mândru pe față. Ai găsit-o? Da, era să câștigi. Râd, râd. În regulă, e rândul meu. Unde ai pus-o? Fac un gest cu mâna și îi arăt zona pârâului. Undeva pe acolo. Dar cred că vei avea o problemă dacă s-a anecat. Ticălosule, spune el, fugind. Zâmbesc și mă simt împlinit, în timp ce îl privesc cum se îndepărtează. Îmi place la nebunie să joc ascunsă cu oameni. Puls. Zero.